bucurăm enorm că sunteți aici. Noi suntem doi dintre echipa numeroasă de actori din acest film. Domnișoara este Simona Ghiță, eu sunt Marin Grigore și... Pentru noi este o bucurie și o experiență inedită să putem fi alături de dumneavoastră și să putem împărtăși poate sau păreri sau poate să vă răspundem la vreo întrebare dacă va fi. După proiecție o să fim tot aici și dacă aveți ceva să ne spuneți sau să ne întrebați, cu cea mai mare plăcere o să încercăm să vă răspundem. Bună seara, vă zic și eu la microfon. Sunt foarte bucuroasă că sunt aici alături de dumneavoastră. E prima dată când, pentru mine cel puțin, când ajung aici la Onești. Când am ajuns sus în hotel, am văzut o priveliște foarte frumoasă. Și suntem foarte bucuroși că suntem alături de dumneavoastră și că putem să prezentăm filmul ăsta de care sunt foarte mândri și foarte bucuroși. Este foarte important că ne întâlnim cu publicul. Asta e un mare cadou pe care mi l-au făcut cei de la Mandragora, să plecăm în această caravană. În caravană suntem împărțiți în grupe, în mai multe orașe. După film o să mai vină o colegă de-a noastră, o altă actriță, și o să fim aici lângă dumneavoastră la sesiunea de întrebări și răspunsuri. Ce vreți să ne întrebați, suntem aici ca să răspundem și dacă vreți, cum a spus și colegul meu Marin, să ne împărtășiți părerile. Ce vreau să vă spun, e un lucru pe care Cristi Puiul spune de obicei, am văzut înainte de fiecare vizionare, ca să știți, poate știți, filmul pe care o să-l vedeți în țara asta durează aproape 3 ore. Sunteți liberi să faceți cum simțiți, dar evident noi ne-am bucurat să vă găsim pe toți aici. Și încă o dată mulțumim din suflet pentru prezență. E o mare onoare și o mare bucurie că suntem aici. Vă urez vizionare plăcută! Exact, să știți că filmul nu durează 3 ore. Simona a glumit. Durează 2 ore 53. Vizionare plăcută! Să știți că noi... păreri sau să ne puneți întrebare, dar dacă doriți, întâi puteți merge la toaletă sau să vă luați ceva de mâncare, deși că cred că e închis pe aici. Deci vă așteptăm aici în câteva minute. Dacă aveți răbdare, un minut, două, până... Da? Mulțumesc! A venit și colega Ilona Brezoianu de la București acum. Deci, dacă vă mulțumim. Dacă cineva are vreo întrebare pentru noi. Poți să-i dai aici în rând? Despre titlu este prima întrebare. De ce se cheamă? De curiozitate, înainte să vă răspundem, puteți să ne spuneți la ce v-ați gândit? De absurdul, dar asta e simplu. Numeați microfonul celălalt. Ai apăsat ceva? Ai apăsat pe el? Se aude fără microfon? Da, nu, se aude. Dar oamenii... Se aude, dați microfon. În prima instanță, titlul l-a ales Cristi așa, pentru că n-au mai vrut să fie un titlu care poate fi tradus. Adică să nu mai fie nevoie să fie tradus, pentru că asta schimbă sensul. Pentru că limba română înseamnă ceva și cum îl traduci capătă alte sensuri pe care probabil nu le-a vrut. Și... Știu că din ce l-am auzit, că... E foarte important. Practic, titlul este primul contact pe care îl are spectatorul cu filmul. Și de multe ori poate să influențeze privirea față de film.
Și se gândea cum să fie, adică se gândea la un titlu care să, efectiv, să nu spună absolut nimic despre film și să te facă să te gândești, ca o invitație, pur și simplu. A ales la început Sierra Nevada, poate ați văzut, dar a scris separat, așa cum se scriu Lanțurile Muntoase, care sunt în Spania și în America, cu doi R și separat cele două cuvinte. Și pe la mijlocul filmării a zis cum ar fi să scriem exact cum se aude, cum de multe ori se scrie în română. Sierra Nevada l-a atras și pentru că sunt niște lanțuri muntoase care se întâlnesc cu deșertul, combinația asta de cele două. Și ulterior am căutat pe net și am găsit că una dintre culmile din Sierra Nevada se cheamă Culmea Morții. O coincidență. Dar v-ați mai gândit de curiozitate, s-ar mai gândit cineva dintre dumneavoastră la ce ar putea însemna? Exact trecerea asta de la comunism, tranzacția aceasta pe care avem și... Eu, efectiv, m-am regăsit așa, la un parastas în familie. Da. Eu cel puțin așa am crezut. Că numele de aici cred că provine. De la trei generații? Da, generațiile care sunt în, în lumea aceasta pe care trăim acum. Cu fiecare cu mentalitățile lor, fiecare cu trăirile lor, fiecare cu frustrările lor. Adică un munte foarte înalt, exact. O trecere foarte grea. Da. Am înțeles, interesant. Da. Poate ne povestiți cum s-a putut filma într-un spațiu atât de strânt, cu atâția oameni, plus echipa care era printre jur și care nu se vedea, echipa de filmare. Apartamentul este un apartament de 100 de metri pătrați, destul de mare pentru un apartament comunist. Ai numărat? Da. Sunt, da, sunt șapte camere, sunt patru camere cu toate spațiile astea de lângă, cu două, și cu două, bă, exact, și holul, da, ai numărat bine. Ce tare că ai stat la primul. Da. A fost destul de complicat pentru că, cum ați spus și dumneavoastră, sunt și oameni mulți în spatele camerei, dar cumva ne-am descurcat. Am trăit și noi ce s-a întâmplat și în film, cumva. Și bucătăria a fost chiar locul în care fumam pe rând cu toții. A fost norocul că e un apartament așa de mare, adică Chrissy a căutat mult apartamente sau case, vile și așa. O să vă spun doar așa o anecdotă. Când a fost să vizionez apartamentul, am ocupat și de casting și era o pauză de casting și așa am nimerit și eu atunci la vizionarea apartamentului. Și ne-am întâlnit cu domnul care avea apartamentul și ne-a spus, vă arăt apartamentul, era plin de cărți și de praf și erau două pisici care mie una așa foarte puternic, adică era ceva ciudat cu ele. Și ne-a zis că trebuie să plece la ora 1 pentru care are parastasul de 40 de zile al tatălui lui, domnul Cotescu. Și a fost așa, iar pisicile mie una pentru că domnul Cotescu stătea singur cu cele două pisici și era ceva, se simțea că ceva nu e în regulă. Și în biroul domnului Cotescu, care este locul unde stătea costumul pe pat, în film, dacă vă amintiți, era o poză cu turnile gemene din 9-11 înainte să se întâmple toată treaba. Am găsit în bibliotecă un caiet cu filme, era pasionat de filme și era scrise cu pixul tot felul de filme, cu distribuție și un autograf de la Sergiu Nicolaescu. Și în dulap era o cutie de peliculă plină cu cuie și alte obiecte de astea pe care le ține un bărbat acasă. Și până la urmă Cristi a ales apartamentul, a fost așa o coincidență și așa ca, cum să spun eu, în memoria domnului Cotescu, așa îl cheamă pe domnul notar, era notar, extrem de multe cărți. Toate cărțile care sunt în film sunt cărțile dumnealui. A păstrat poza dumnealui ca poza lui Emil, poza dispărutului. Asta a fost... Iar legat de experiența în spațiu, dacă mai vreau să spună ceva colegii mei... Da, pentru mine a fost o experiență mult mai ciudată, poate, decât pentru colegii mei, pentru că eu am simțit... că m-am atașat foarte tare de toți ceilalți colegi actori, din cauza că am stat foarte mult timp împreună în spațiul ăla, probabil că spațiul ăla a fost singurul lucru, de fapt nu singurul, care ne-a unit cel mai bine.
Și a fost un moment greu pentru mine când s-au terminat filmările. Eu am terminat înaintea celorlalți, pentru că, după cum ați observat, dacă ați observat că eram roșcată, acum sunt blondă, nu știu dacă mă recunoșteți, dar eu am terminat mai devreme și a trebuit să-mi iau la revedere de la toți ceilalți colegi și la toată echipa și am plâns foarte tare, m-am emoționat pentru că mă atașasem de ei de toți. Și cumva, cred că spațiul ăsta ne-a ținut strânși așa, pentru că eram înghesuiți, era cald, mi-aduc aminte că era cald și cred că asta, de fapt, a creat toată atmosfera asta, înghesuiala asta ne-a băgat într-un soi de atmosferă de familie și așa am și simțit, eu personal am simțit atunci când am plecat din acel apartament că am lăsat acolo o parte din mine. Ei nu, că nu sunt așa sensibil, probabil am mai făcut și filme, pentru mine a fost debut, dar... Și pentru tine, nu? Da. Nu. Și pentru Simona. Da, de ce? Dar asta a fost... Uitați, vreau să vă mai spun ceva. Eu cu soția mea mergem cam de 2-3 ori pe an la București și ne ducem la teatru. Și ne întrebam după ce se vor duce cei cunoscuți, vine cineva din urmă. Vreau să vă spun că în seara asta m-ați convins că sunt actori tineri foarte buni. Foarte buni. Și că nu sunt cunoscuți. Dar sunt foarte buni, ați jucat foarte bine, regizorul a fost foarte atent, după părerea mea, la toate amănuntele, orice amănunt a contat. Ceea ce cred că ar fi trebuit, un pic de poveste. Povestea cred că a lipsit. A fost bine, este film de autor, probabil că așa s-a vrut să fie un fel de, să zicem, călăuză, dar nu. Așa. Dar... o mică poveste ca să țină orice spectator lângă. Nu numai spectatorii, să zicem, avizați. Avizați, da, da. Mulțumim de ce n-ați zis. Eu vreau să mai întreb ceva referitor la spațiu. A fost cu intenție închiderea, deschiderea ușilor, așa era năucitor. Era ceva intenționat? Cred că asta, da, m-a întrebat cineva, cred că ieri sau alaltă, nu mai știu pe unde am fost. Să iau microfonul sau m-auziți? M-auziți și în spate? Da? Da. Camera, cred că a ghidat senzația pe care o avem când ne uităm la film, că sunt ușile astea năucitoare și așa, pentru că camera este fixă și din ce am auzit, pentru că a vorbit foarte mult cu operatorul Balbu Bălășoiu despre cine este cel din spatele camerei. Pentru Cristi, cred că se și vede, e foarte important cine e persoana care privește, pentru că ăsta e contactul cel mai puternic al filmului, practic, prin cameră. Da, prin obiectiv ne uităm și noi la film, că altfel nu putea. Și a ales să fie o persoană, ca și când ar fi o persoană, tot timpul alege cum ar veni un om, nu așa o chestie. Iar omul... Cum ai fi acolo? Ca și cum ai fi acolo, exact, da. Și a ales să fie, a făcut exercițiul ăsta cu Barbu, să fie chiar cum ar fi fost exercițiul, să fie chiar mortul, care se uită la familia lui și care alege să se intereseze, adică chiar dacă, de exemplu, cineva vorbește și pare că asta e, cum să spun eu, interesul discuției, să aibă libertatea, de exemplu, dacă îl atrage altceva, poate îl atrage, nu știu cum reacționează, nu știu cine, sau îl interesează altceva, să aibă libertatea. Și poate camera asta, care este fixă în atitudinea unui om, dă senzația asta că e neucitor, că dacă am stat și noi acolo în locul ăla, am vedea toată nebunia asta. Plus că, vă dați seama, era și asta cu fumatul, copilul, era important să fie liniște, de-aia a fost toată activitatea asta a ușilor. De care sunt și rău personaj. Practic, acolo era multă gălăgie, dar copilul se trezea periodic. Da. De aici alt sens pentru și era să ne vadă? Și era să ne vadă? De la Sierra Nevada? Da! Foarte tare! Dar ție cum ți s-a părut? Adică a fost ok filmul, mi-a plăcut foarte mult. Cum să spunem? Era multă energie în camera aia, era un fel de dezordine, nu erau punctuali, fiecare pleca și venea cum vroia, dacă se enerva cineva, sărea tot pe ăla, vai de mine, apoi sărea altul să-i despartă. Da, deci pe tine te-a prins, adică da. Asta e ideea, că tu erai... Mi-a plăcut mult
personajul tău, pentru că la un moment dat și tu te supărați și ai plecat și... Și ți-a părut loc. Da. Și nu să mai stau. Nu, eu credeam că vreau să se ducă după pe tine, știi? Să văd unde te duci și n-am. La un moment dat mă gândeam dacă o să te întorci înapoi. Și eu mă gândesc, dar nu mă gândesc. Am 13 ani. Wow. Mulțumesc. Ești un spectator. Dar te-a ținut filmul? Păi da. Da. Începeam pe filmul ăsta și da. Să mă spoiesc așa, apoi mă gândeam, uite pe aia, se poiesc mai mult ca mine. Și la un moment dat am văzut parasta și era poftă de colină. Și am văzut mâncare, mi-am omit că eu n-am mâncat în seara asta. Deci, nu, a fost foarte fain filmul. Să știți că așteptăm filmul românesc, după clișeile astea americane, numai cu împușcături și sânge și asta, filmul românesc, chiar și cel comunist, este mult mai relaxant și mai tonic. Așteptăm film românesc. Păi am venit azi. Da, da, e, păi da. De-aia am și se venit. Întâmplă, da. De-aia am și venit. Foarte bucuros, da. Așa, nu știu, la noi, nu știu, nu prea am trecut pe la cinematograf, dar cred că filme românești nu prea au fost la noi la cinematograf. Și... Vor urma. Da. Da. Și cred că ar trebui să faceți ceva cu sonorul, pentru că pe mine m-a durut foarte mult că nu înțelegeam ce spun. Dar în același timp să știți că au fost niște doamne și domni care au părăsit sala pentru că li s-a părut prea tare. Adică noi în fiecare seară chiar facem... Dar nu-i clar sonorul. Da, 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 înțeleg. Nu înțelegeți... Da. Sunt anumite, cum să spun eu, senzația aia că ești acolo, că nu se aude niciodată tot, pentru că sunt și personaje, ești o parte din... și o parte din viziunea lui Cristi. Deci e un film care funcționează și la a doua vizionare, da. Pentru că auzi alte lucruri. Da, pentru că suntem atât de mulți acolo, sunt discuții în planul 1, în planul 2, camera exact. Se plimbă și în funcție de distanță, Cristi așa a făcut să fie, adică dacă, de exemplu, personajul vorbește în stânga, să rămână în stânga sunetul sau mai departe, dacă e mai departe, adică să nu fie falsitatea asta care este de obicei în filme, să păstrezi senzația, ca să păstreze senzația ca și când ai fi acolo. Și da, pentru că asta nu poți distinge. Exact, că nu poți distinge în același timp tot. Da. Exact. Unele lucruri le auzi, unele nu le auzi și unele le înțelegi, unele nu le înțelegi, strec doar da, pentru urechi. Trebuia totuși ceva, cum a spus și domnul dinainte, care să se lege, să poate să aflăm mai multe despre decedat, sau pur și simplu despre familia asta. V-a făcut curioasă. Da, da. Dar și asta e tot... Bine, da, imaginez da, da, da. Eu. Da, da, da. Da, dar... E haos în care trebuie. Da. Tot da. Nu mai rezi poveste. Avem o stabilă propunere a României pentru premiile Oscar. Da. Este propunerea României. Ce înseamnă? Păi, filmul Sierra Nevada este propunerea României pentru participarea la premiile Oscar pentru film străin. Deocamdată este doar propunerea. Votul criticilor din România, ce film să reprezinte România în cursa Oscarurilor. Iar mai departe, va trebui selectat sau să fie nominalizat pentru cel mai bun film străin. Iar pentru asta, adică... e puțin mai complicat că vor trebui cumpărate pagini în revistele importante, Hollywood Reporter sau alte lucruri, să se scrie, să apară. Da, pentru cine? Adică cum se va vota și cum se va face? Trebuie să vadă, nu ține de acum încolo, nu ține de România, ține de doar de casa de producție, dacă reușește să facă rost de finanțări, că asta e problema filmului românesc, sunt crisipui, de exemplu, pentru următorul film, încă are nevoie de finanțări, de exemplu. E destul de complicat ce se întâmplă ca peste tot aici, adică mai exact, trebuie investită o sumă foarte mare de bani în promovarea filmului,
ca ei să-l selecteze și să-l vizioneze, întâi să-l poată selecta. Să vizioneze, adică asta e puțin, exact. Să vizioneze criticii. Poate se întâmplă așa, dar n-am să vedem. E foarte posibil nici să nu-l vadă. Deci el este propunerea României la Oscar, dar până ajunge să fie vizionat, sunt mai multe etape prin care trebuie să trecem, mai exact. Și România propune un singur film? Da. Da. Am și eu o întrebare. Da. Dumneavoastră ați purtat costumul ăla? Da. Da. L-ați păstrat? Ați vrut, da? Nu erau la acasă. Și a doua. Unde ați rezitat atâta până să vă apucați de sarmalele alea? Am mâncat în pauză. L-ați filmat. Am avut pauză. Băi, a fost sătui. În cât timp s-a filmat? 42 de zile. Vreau să vă întreb și eu ceva. Da. Înseamnă că ați făcut mai multe sarmale. Cristi Puiu. Cât de mult v-ați abătut de la el, ați avut această libertate? Ați respectat ad literam, cuvânt cu cuvânt, virgulă cu virgulă, scenariu? Poți să vă spun ce spuneți? El era regizor, el l-a făcut, el a făcut. El a pornit cu un scenariu scris clar, la început, în funcție de noi, în funcție de... le-a adaptat și plus că erau foarte multe discuții în planul 2, pe care, adică un scenariu n-ai cum să-l scrii dacă vorbește cineva în timp ce, de exemplu, vorbesc cu dumneavoastră, nu se poate scrie fizic, nu ai cum. Adică ping-pongul ăsta de replici, cum a spus domnul ceva, a spus dumneavoastră, s-a făcut cumva, adică replicile respective le-a construit cu noi și au fost momente improvizate. De exemplu, personajul meu nu exista. Din timpul castingului a zis că vrea să mai pună niște personaje care să fie acolo, sănătate. Ca să fie acolo din casă, dar improvizația pe care, sau mă rog, am vorbit despre replici au fost scrise în ziua de primare sau cu două zile înainte și învățate, adică n-a fost așa, spune ce vrei, te filmezi. Da, încă ceva legat de scenariu. Cât de ușor sau cât de greu v-a fost să fiți foarte serioși având în vedere comicul de situații? Că nu vă pupnea râsul atunci când rosează replicile la filmare? Nu e nu. Nu, pentru că Cristi este, cum bine ne-a spus un moderator la o emisiune, este ca un fel de detector de minciuni. Și atunci el ne-a obligat, prin felul în care lucrează, să nu ne intereseze dacă e comic sau nu, ci pur și simplu să fim în momentul ăla, în relația aia, împreună cu oamenii din jurul nostru. Mai ales dumneavoastră, cred că v-ați concentrat foarte tare. Da, știți cum? Mi-a ieșit pe nas concentrat. Da. Bine, au fost momente în care am și râs, adică n-a fost totul așa, nu, dar de obicei era o atmosferă destul de serioasă și de lucru, adică... Da, ați spus cam mult, să știți, nu e un exemplu bun pentru tine. Eu? Eu chiar filmez mult, da, că mi-am mai simt că am vocea foarte... Se filmează foarte mult, asta vrea să zic. Oh, da. Păi da, și românii din ziua de azi filmează foarte mult. Da, așa filmează și copiii mei. Să nu filmeze-o. Puteți să le spuneți cât a costat filmul? Nu știm. Cât au durat filmările? Vorbeați de lansare. 42 de zile. Da, aproape de zilele unui fără star. Iar locația, ați redecorat-o, ați mai făcut modificări sau este exact așa cum este A existat și o scenă, a existat și scenografie, din câte știu. Da, Cristina Barbu, scenografa, a făcut... Au rămas numai cărțile domnului Popescu și câteva elemente de mobilier și câteva videouri. În rest, absolut tot ce se vede, fiecare detaliu, tot tapetul, fiecare găurică, fiecare mizerie din jurul... Patina, mizeria de la întrerupător, tapetul și dialogul uneori erau nervant de reale. Da. Efectiv, asta nu se dă seama cu tot eu. Așa era scris. A fost o muncă a unei întregi echipe, de la toate departamentele, și scenografie, și racorduri, adică farfurile de ciorbă, câte sarmale pui, adică e foarte complicat. Da, am zis la început, durează 3 ore și aveți libertatea să faceți ce doriți. Mulțumim că ați venit. Dumneavoastră, voia să întrebați ceva? Da. Da, mie mi s-a părut că
seara și la Oscar. Și poftă bună! Referitor la povestea filmului, mi s-a spus că există, de fapt, mai multe povești. Pentru că fiecare cuplu avea povestea lui și cumva se întâlnesc la această parte, care este o altă poveste, și creează împreună povestea generală. Da, da, da. Eu asta văd, că nu a existat o poveste. Da, da, da. Da, înțeleg. Asta a fost și intenția. Să se deschidă... Practic ne-a simțit ca, cum spus și eu, spectator la casa vecinului. Da, da. Da. Dumneavoastră erați fata cu copilul? Nu. Era cea care avea sfârșit mai scurs acolo. Cea care avea asta mai și la pantalon. Da, da, da. Fata care era pe aia și-a costumul. Care a fost curat. Care a fost curat. Costumul a fost curat mai mult de alergi. Da. Practic a vrut să se sublinieze în acest film, în această societate, în delivery. În total în derivă în care suntem și în parasta sau societății românești, așa? Dar tot vine practic și din familie, din celulă. Din celulă, da, și tot, dar zic să... Deci o derivă în societății, așa? Care dorim să ieșim, dar nu prea găsim, ieșim? Da. Da. Bine. 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 Vă doresc mult succes. Mulțumim. Spuneai ceva? Nu mi-a dat seama când ai ieșit din scenă. Femeia comunistă. Păi, dacă mai ții minte, au plecat Larry, personajul principal, a plecat la un moment dat. Așa. Și nu mai sunt nici domnul Popescu, Maria Nerâlea, magician. Așa, da, atunci, așa. Da, adică în momentul, în timp ce în momentul se jos după toată chestia cu Tony, n-a mai rezistat. Nu mai, da, 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 da. Se spune că au plecat și... În parcare, omul acela a fost lovit, adică... Dacă a suferit... I-a dat un șutre... Nu, zic să nu că m-a lovit actorul, dar... Ba da, ba da. L-a lovit? Da. Serios? Da, i-a dat un șut. L-a dat? Cred că da. Nu s-a văzut pe fața lui? E mai greu în momentele astea să te, da, să te faci că, mai ales că nu sunt filme de acțiune, adică asta și cu palme și așa, e mai complicat să... suportă. În restul personajelor nu sunt în oameni așa. Nu sunt, pentru că în caravana, adică caravana asta este în 40 de orașe și ne-am împărțit echipele. Adică sunt în alte orașe, pur și simplu, alți actori. Cristi Pui, de exemplu, este din Botoșani și s-a dus în partea aia, Botoșani, Suceava, cu fratele lui, care și el este în film, în un moment dat. Foarte frumoasă în metoda aceasta de întâlnire. Am mai asistat odată la o premieră, la povestea, o poveste realizată de Gopo, care a redescoperit combinarea cinema, deci jocul actoricesc cu desenul animat, povestea corpului, așa. Da. Și am ținut, am rămas, eram în liceu atunci, am rămas cu amintirea aceea și cu nostalgia și mă bucur că v-ați venit să veniți, să vă vedem în carne și oase. Și pentru noi mare lucru. E o întâlnire... Simțim cum nu avem cum să simțim când ne uităm noi și... Sau, eu recunosc că sunt foarte plăcut surprinsă că am văzut atâția oameni care au rămas, pentru că eu am venit cu trenul și am făcut 7 ore jumate de la București cu tren regio sau nu știu ce era. Și probabil aș fi fost destul de dezamăgită dacă aș fi văzut că ar fi rămas doar 3 oameni în condițiile în care am stat 7 ore jumate în tren. Să vin plus să... Și am și vorbit puțin. Hai să vă mai întreb eu ceva. De ce? La sfârșit, mama pune un număr de sarmale diferit de parcurii. Celui mai plământ i-au pus numai 2. Da. Celorlalți le-a pus mai multe și... Eu nu mai rămas. I-a întrebat.
să cere mai. Dar fiecare cere și dacă mai vedeți o dată filmul, o să vedeți că fiecare, într-un fel sau altul, spune câte vrea sau răspunde. Adică Lari răspunde. Ea nu se vede când întreabă. Doamna Anușa nu se vede când întreabă, dar Lari răspunde. Legat de teoriile conspirației, cum ați ales temele? Ai căutat și singur? Sau? Păi... Dar nu știu dacă auziți acolo? Da. Dar eram curios dacă ai pornit singur pe net să verifici teoria de conspirațiilor documentare. Nu eram deloc familiarizat cu subiectul ăsta. Cristi mi-a spus că ai gândit la asta, știi despre asta, nu. Uite, ia și uite. Și am ajuns să mă uit și am întâlnit. Mi-am dat seama că nu mai știu ce aș putea să cred despre o mare parte din ce mi se vibrează că ar fi așa sau așa. Adică e suficient, chiar e suficient astăzi, în 2016, să te uiți pe net, să vezi că e destul de groasă situația. Mi-a plăcut cum ați jucat revolta la rece. La rece? Da. Așa mi s-a părut că revoltă la rece, chiar îmi place sună așa. La noi în familie când se discută despre lucruri de astea, se înfierbântă spiritele, vorbesc toți odată, ridică vocea, dar dumneavoastră a spus la rece. De fapt, tot filmul a fost la rece. Toate conflictele nu izbucnesc în realitate. Deci asta este și un pic, cred eu, o tentă educativă. Bine, bine, ești revoltat, ești supărat, dar mai calm, mai moderat, așa. Asta mi-a plăcut foarte mult. Foarte mult. Mie mi-a plăcut că soția nu lăsa deloc să mănânce pe soțul ei și mereu îl trimita. Du-te și pune, du-te și ia de la magazin. Venea omul, se descălța după ce așa, dar stai, după ce îi spunea, stai îmbracă de la loc, că trebuie să duci și căruciorul. După aceea s-a așezat la masă omul și la un moment dat îmi zice, hai ridică-te că a dat la rață. Și nu-l lasă deloc să mănânce și îl pune permanent în acțiune și nu... Nu lasă deloc, cu pace. Era doctor. Nu-ți spăra asta, pentru rolul lui Tony nu se putea găsi alt personaj? Pentru cine? Rolul lui Tony, că nu prea era potrivit. Tony cu subiectul la care era el acolo. Stați reformulați întrebarea, că nu a fost poate clar. Ceea ce a jucat Tony, nu se putea găsi alt actor care să... Să știți că, din păcate, să vă spun... Stai puțin, da, că nu vi s-a părut potrivit actorul? Da. Da? E o strictă părere. Da, eu... Nu vi s-a părut credibil sau în ce... Nu era potrivit el ca persoană, cum arăta, pentru acuzațiile care s-au Să știți că sunteți primul spectator care ne întreabă asta. Și să știți că foarte multă lume îl îndrăgește și ar să spune că a făcut un rol extraordinar. Nu, da, nu trebuia să... Adică el nu e neapărat un Don Juan. E voit. Tocmai asta e când spune, nu te uiți la mine cum arăt, crezi că s-ar uita aia la mine? Adică eu... Soția nu era cea cu problema. Ce voiați să spuneți despre, apropo de ce m-a spus domnul? Eu? Dumneavoastră? Cum? Da, eu? Da, e dreptul fiecăruia să-și spună părerea vis-a-vis de... Nu, tocmai a fost voit ca să cumva... E foarte posibil. Și poate nici nu știi până la final, de fapt. A făcut aia sau n-a făcut aia? Sau cine e de vină? Cum a spus doamna. Potențial. De fapt, ea e problema. E ca și... Nu? Se întâmplă să vezi un om, îl vezi 5 minute și auzi 3 lucruri despre el sau de la el și cât poți să știi despre viața omului. Deci aveți o problemă doar cu apariția domnului Medelen și nu cu faptul că nu a jucat bine. A jucat bine, da. V-ați fi dorit un... Aveați altă imagine, seamănă cu altcineva, Tony, nu? Nu i-a plăcut personal. Da. Eu un aspect
plăcut al vieții, care lui domnul nu i-a plăcut să-l vadă atât de crud. Da? Sau așa simțit? Adevărul doare. Sau în piele personajului respectiv. Azi, dumneavoastră ați vrut să spuneți ceva la un moment dat? Nu, doamna de aici, Andrija. Și eu eram să trăna din replice. Da, n-aveți noroc că sunt astea. Dar cel care a jucat personajul lor. Era o bucătărie după agitație și nu știu ce. Și zice, lasă că o să mâncăm, că la român totul se rezolvă prin mâncare. Exact ce este specific la noi. Adică chiar am zis, acolo a cugitat acest domn Cristi Puiu, spiritualitatea românească din ziua de astăzi. Întotdeauna. Totul se rezolvă la mâncare. Dacă e mâncat românul, nu se mai deportă, nu mai are nimic. Așa e. Da, doamna, de aici Angri trebuie să întrebe ceva că de vreau să întreb, caravana asta a fost organizată pentru promovarea filmului Vederea Trimiterii la Oscar, da? Nu? Nu are legătură, da, pentru că filmul deja a fost trimis, adică nu mai e... Dar s-au mai făcut așa? S-au mai făcut ieri ne-a spus Anca Pui, producătoarea filmului, că până acum s-au făcut în 25 de orașe, în general caravane. Ea a încercat, adică și a reușit să facă treaba asta, să plecăm în 40 de orașe. E important să... Așa... E o problemă că, de exemplu, publicul român are o chestie, nu prea vine la filmele românești. Trebuie să ne cunoaștem și noi publicul, să vedem, să ne întâlnim. Nu știu, pentru noi e o mare bucurie, începând așa, țara, n-am văzut. Am venit, de exemplu, Vatra Dornei, Piatra Neamț, Galați, Onești. Sunt lucruri pe care nu le-am văzut, mâncăruri pe care nu le-am gustat până acum, oameni pe care nu i-am întâlnit. Și avem tot felul de preconcepții, vrem să plecăm în străinătate și vezi țara asta și te apuc așa, nu știu, sentiment din ăsta de mândrie, e foarte frumoasă, adică e o bucurie și oamenii la fel, că se spune, na, ce țară frumoasă, păcat că e locuită, mi se pare că nu e deloc așa. E... O problemă pe care eu personal o am cu filmul românesc, pentru că revoluție este vulgaritatea, care nu există film, nu există... Gratuită, vulgaritatea gratuită. Vulgaritate. Și mi se pare cam multă și cam, nu știu, forțat, introdus în, nu știu, mult dintr-o dată. Da, este o realitate. Dar nu în cantitate așa de mare. În seara asta... Vorbiți despre filmul general sau vă referiți și la asta? În general. Mai puțin. Acum, în seara asta, eu găsesc foarte bine pentru că șochează și se vede urâțenia și grotescul. Și atunci, dacă copilul, dacă îi dai o situație perfectă, ideală, neinteresant. Dar dacă vede realitatea crudă și grotescă, vede și el cât e de urât. Și atunci are un efect. Dar în anumite filme e grav, adică e grav. Prezentat fără vulgarități. Cum? Asta are mijloacele ei de a prezenta realitatea urâtă fără vulgarități. Caragiale nu folosește niciun cuvânt tare, deși sugerează de foarte multe ori. Adulterul și cât ești mai cred. Da, aveți dreptate. La Cristi Puiu, mai ales în Marfa și Banii, atâta se mai înjură și aici s-a înjurat, cred că se pot evita totuși expresiile astea. Dar, mă rog, ăsta e specificul lui. Cearta aia din parcare e reală. Da. Dar știu că așa se întâmplă. Dar puteau fi... expresiile alea puteau fi evitate, cred. Da, domnule, dar este pentru Oscar, nu este pentru... Marin Preda, ce a vorbit în... Deci, automat, se redă realitatea vieții românești. De ce să ne iluzionăm? E cumva, nu știu, nu cred că există o ceartă într-o parcare fără să fie și înjurături. Mi-e greu să cred că... Nu știu, adică... Că sunt două schimburi de replici într-o parcare, poate nu e o necesitate neapărat în jurătura, dar dacă scena aia se întinde mai mult și dumneavoastră probabil, îmi cer scuze că nu aș vrea să vă jinesc niciun fel, dar probabil că la un dat vă ieșiți atât de tare din minte ca, încât s-ar putea să vă scape un dăten. Nu, ziceam de asta trebuie să evite vulgaritatea. Că discuția dintre Lare și soția lui și acolo ea se folosesc în mașină. Da. Asim. Beneficiem și noi de semnăturile dumneavoastră să le avem. Sigur. Așa. Da, înțeles. Da.
Dacă vreți să ne mai spuneți, dacă vreți să mai părtășiți cu noi păreri, cine nu a mai spus nimic, dacă vreți să spuneți ceva sau să ne întrebați ceva, sau să ne întrebați. Dacă mai vreți să ne spuneți ceva sau să ne mai întrebați. Părerea mea este că... Vreți să ne întrebați ceva? Nu scuzați. Am avut senzația că vreți să ziceți ceva. Nu? În afară de faptul că îmi pare bine că sunteți aici. Nu ne pare bine. Ați menționat de un nou film. Bun? Al domnului Da, de al domnului Cristi Puiu. Acum se filmează un nou film. A, nu. Așteaptă finanțări. Are un proiect, un film care se cheamă La Conac. Și este un film care nu e, acțiunea nu se petrece în zilele noastre, în preajma celui de-al doilea război, nu știu exact sau după, dar e destul de greu cu finanțările. Și cu filmul ăsta a avut o problemă, de exemplu, am început castingul și la un moment dat a trebuit să ne oprim și l-am reluat în următorul an. E destul de complicat, nu sunt bani pentru... cinematografie, nu sunt săli, sau dacă mai sunt puține săli, sau dacă sunt săli, sunt condiții, adică sunt din toate punctele de vedere. Dar nu poate fi finanțat și de stat, o parte din ori? Ba da, o parte, dar nu suficient. Nu e suficient pentru producția în sine. Și mergeți la adolescenți, mergeți în licee, mergeți în școli generale, pentru că ei nu prea sunt în... Să știți că elevii care sunt profesoare urmăresc filmele românești, Pistruiatul... Păi să-i chemați, aici mai rulează? Dar nu, astăzi am văzut întâmplător, am trecut pe aici, am venit de la școală și am schimbat traseul și am trecut pe aici și am văzut că este proiecție de gală. Deci nu s-a știut. Apelați la... Adică veniți în întâmpinarea adolescenței. Da, am încercat, dacă se poate. Da, noi până mâine. Până mâine. Da. Mâine plecăm la Mușa. Păcat, vizitat și zona din apropiere. Reveniți. Reveniți cu întreaga echipă. Da, și să vedem în ce distanță e cu mine mergem la Focșani, să vedem cât... Sunt 85. Aproape. Păi o să vedem ce ați spus că ar fi de Moldova. Să din Moldova, care era a doua stațiune pe Carlo Vivari. Da, da, da. Mulțumim de recomandare. Mama, unde e Salina? Da. Mai vreți să ne spuneți ceva? Să ne întrebați ceva? Să revenim. Mulțumim mult de tot pentru că ați venit și că ați rămas să vorbim. E o onoare pentru noi. Vă dorim succes. Nu, că am